Ca să stai tu pe scaun cumva? Nu. Așa era ea. Nu e adevărat. O să vin mai sus. Ridică camera. Fă, începe cu doiul. Ridică camera. Da. Făceam așa. Îmi cer scuze. Deci, haideți așa. Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate. Suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum. Ghiță, acum ridică un pic camera. Treiul va fi ridicat. Nu știu de ce l-au lăsat jos. Așa, și ne mutăm pe doi până ridică. Ajutați-l un coleg să ridice trepiedul la doi. Oameni buni, astăzi am sunat-o pe doamna profesor Monica Pop pe la 10-11 dimineața și am rugat-o mult. Monica, ajută-mă și pe mine, pentru că ești cunoscător în domeniu, să discutăm despre cum am ajuns și de ce am ajuns și ce se întâmplă cu spitalele de stat, cu cele private, de o naștere. Adică vine un copilaș pe lume în România. Nu știu la care ghinion, ca să cităm din clasici. Te-ai născut în România, da, bă, ghinion. Sau e de bine? Eu cred că e de bine. Eu cred că a te naște în țara asta minunată este un privilegiu. A, ce faci tu după ce te naști? Aia nu mai e discuția emisiunii de azi. Știi ce mi-a spus Monica Pop? Nu, dar de fapt de ce să divulg? Promo emisiunii pe care îl vedeți în sinteză și acum pe banda albă la baza ecranului este generat de doamna profesor dr. Monica Pop. Sărut mâna, Monica, ești în direct. Bună seara! Mă bucur că nu te aud, mai încerc o dată, rog colegii să-mi deschidă întoarcerea de sunet din platoul meu, nu din platoul știrilor, colegilor de la știri. Mai spun o dată. Sărut mâna, Monica Pop. Bună ziua! Nu te aud, Monica. Colegii au dat drumul altui difuzor. Mai încercăm o dată. Sărut mâna, doamna profesor Monica Pop. Bună ziua! Este același difuzor prost, dar presupun că mi-ai răspuns la salut. Oameni buni, e greu dacă nu te ajută la tehnică, n-ai cum să faci emisiuni de televiziune. Vorbim despre nașteri, povestește-mi, te rog frumos, ce mi-ai spus despre prietena ta care în sistemul privat de spitale din România a născut de curând. Nu știu dacă chiar foarte de curând, dar în orice caz mi-a spus că, având în vedere că a fost o sarcină gemelară, prețul a fost dublu. Eu m-am mirat foarte mult, pentru că intervenția chirurgicală e aceeași. E adevărat că trebuie să scoată și al doilea copil și e normal, dar prin aceeași intervenție, deci prin aceeași operație cezariană, că despre cezariană era vorba, și mi-a spus că pur și simplu i-au cerut preț dublu la o clinică. Adică să înțelegem așa, mai fac o dată, a patra oară, apel la inginerul de sunet al acestei transmisii și la colegii mei să nu mai îmi dea difuzorul din alt studio, ci difuzorul de la mine din studio. Eu ascult acum întoarcerea, adică pe Monica, într-un studio de la știri. Nu se... Ba da, dați drumul să vedeți. Da, să încerce să rezolve. Nu se poate face așa emisiune, că aud ca și cum ar fi într-o pivniță. Și n-am cum, să nu putem merge așa. Deci ori e o defecțiune, ori dacă nu, să-mi facem în așa fel să aud și eu ce spune interlocutorul meu. Repet, stimați spectatori, 9.000 de lei costă la privați și am ales imagini de la privați din UK, ca să n-avem vorbe la proces. Aici, la Românica, e vreo 9.000 de lei o naștere. Foarte bine. Dacă sunt condiții de lux, lux hotelier în spitalele private, în maternitățile private, se duce până la 12.000 de lei o naștere. Foarte bine. La stat, Tudor, în schimb, Monica Tudor. Pop și oameni buni, un pic. Casa de sănătate decontează 2.500 de lei. Adică ori e copilul mai mic, nu e un copil de 3.600 la naștere, e un copil de 300 de grame, de 600 de grame, da? Ori mama e foarte săracă și ruptă în curs, să mă ierte CNA, ori e ceva neregulă. Monica, lămurește-ne, că eu cel puțin nu sunt lămurit de ce e de 4 ori diferența de preț între o naștere la voi la spitalele, și când spun la voi la spitale, cum e spitalul de ochi, la spitalele de stat, și e de 4 ori mai scump la privat. În primul rând, e mult mai mult la privat. Persoana despre care spun, Monica, a plătit 4.000 de... Eu te aud. Bine, încercăm să vedem. Dar n-am cu cine să vorbesc, că bănuiesc că domnul Marinescu e pe același telefon, care nu se aude. Domnul Marinescu, ne auziți? Bine. Facem așa. În mod complet atipic, la ora 4, luăm publicitate. Rog colegii de la MCR să dea un pic de publicitate, 2-3 minute și revenim. Ne-am întors în direct, stimați telespectatori. Vă spuneam că este un subiect extrem, extrem de important. Îi vedeți deja pe cei doi interlocutori. Și
senatorul Marius Marinescu și profesorul Monica Pop sunt gata să discute despre, în fața voastră, mare atenție, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele, de astăzi, de astăzi s-a întâmplat așa în România de azi. A crescut prețul la curent electric pentru că s-a terminat cu povestea aia cu trecerea de la nu știu unde la nu știu unde și cu noile contracte. De astăzi s-a terminat, mare atenție, stimați telespectatori, cu șomajul tehnic plătit de stat. Cine mai are gărgăuni în cap că poate să stea acasă pe șomaj tehnic, e, de astăzi s-a terminat și cu șomajul tehnic. Și tot de astăzi a început ceea ce eu spun programul Sănătate pentru oamenii cu bani. Știu că multă lume nu e de acord cu mine, m-am contrat în emisiunea mea, în modesta emisiune, cu foarte multă lume, am avut și foarte mulți susținători. Este așa, cât costă o operație la spital privat, cât costă la stat, cât dă românul dacă face operația la stat, nu dă niciun leu că e gratis, cât dă în plus dacă o face la privat, pentru că casa decontează exact aceea sumă pe care ar deconta-o dacă ar naște femeia la un spital de stat. Ce m-a frapat, ridicați un pic știrea, este că la stat, o naștere, stop, se decontează cu 2500 de lei. Mă rog, more or less. Iar la privat cu 9000 de lei. Bă, am dat și eu telefoane azi, nu numai doamnei Pop. Am dat multor oameni și m-am documentat și n-am înțeles. Pentru că am crezut, băi, acolo e patul mai nou, linoleumul este altfel, curățenia e altfel, nu sunt șobolanii. Nu, bine, nu în toate spitalele de stat, sunt unele spitale de stat care arată fix ca alea private, adică Occident. Dacă sunt condiții speciale, nașterea poate să ducă până la 12.000 de lei, 12.000 de lei, 120 de milioane. Bun. Și aflu de la Monica Pop, șocul emisiunii, domnul Marinescu, mare atenție, că dacă ai gemeni, prietenă de-a doamnei profesor Monica Pop, a născut la privat. Și ce să vezi, i-a dat Dumnezeu gemeni. Și ce să vezi, la nota de plată la acel spital privat, figurau 9.000 de lei ori 2, că erau 2 copii. Monica Pop, cum evaluezi această dublă taxare, dublă impozitare a unei nașteri care este o singură naștere? E adevărat că cu două produse, cu 2 gemeni. Fără doar și poate este un abuz. M-auzi, Monica? Sigur că trebuia să... Da, eu aud foarte bine. Foarte tare. Marius, m-auzi? Tu m-auzi, Marius? Da, te aud tu, da. Și pe doamna doctor o aud, da. Vă poți să-ți aude. Vreau să-mi băgați în cască, să-mi băgați oriunde întoarcerea, ca să aud și eu. Mai încerc o dată. Monica Pop, m-auzi? Da, vă poți să aud, atenție. Eu sunt singurul claustrat în propria mea emisiune. Bă, sunt captiv. Eu te aud foarte bine și pe tine și pe domnul Marinet. Eu n-aud nimic. Da, acum a venit și producătorul. Este toată lumea lângă mine, numai că eu sunt captiv în emisiunea mea. Eu nu aud. Te auzim, Tudor, și pe doamna doctor, auzim. Eu nu aud. Și? Eu nu aud. Monica, m-auzi? El nu le aude pe niciunul. În sfârșit! Monica, m-auzi? Da, e sigur, foarte bine. Abia acum o aud și eu pe Monica Pop în sfârșit, foarte tare, în cască, ce e drept, da, o aud. Monica, putem relua dialogul, da, au trecut 12 minute și în sfârșit mă aud și eu cu interlocutorii mei. Deci, categoric este un abuz. Sigur că era normal să fie mai mult dacă sunt doi, pentru că... Intervenția categorică e aceeași, însă sigur că sunt de îngrijit doi copii în loc de unul după naștere. Însă în niciun caz preț dublu, în niciun caz este împotriva normalului așa ceva. Iar în ceea ce privește plata... Eu nu cred că nașterea, care este o procedură medicală, o știi foarte bine că ești mamă, ești medic, nu nașterea, doar nașterea costă 9.000, bănuiesc că nu și îngrijirea postnatală a nou-născut. Numai că nu-i 9.000, deci doamna de care vorbesc a plătit 4.000 de euro pentru o naștere și încă 4.000, din păcate... Cum 4.000 de euro pentru o naștere? Atâta a costat, a vrut cezariană la privat. Așa a păi stai puțin, cum 4.000, mă? 4, 5 ori 4, 200 de milioane? Da. Una, atenție, stimați telespectatori, ce îmi spune, este 4.000 de euro, dar fiecare clinică privată pune atâta cât consideră, dacă cineva vrea. Problema este că, din păcate, nu întotdeauna calitatea actului medical e așa cum trebuie, pentru că eu vreau să vă spun, n-o să se bucure când dau de... cineva ceea ce spun acum, am avut o pacientă care a adunat bani dintr-un stat, care a avut o ambiție să nască la privat. Pur și simplu, mă rog, a adunat bani de pe la toată lumea, a adunat 4.000 de euro,
a născut la privat și, din păcate, copilul s-a născut fără uplu apă. Asta s-a întâmplat. Nu e vinovat cineva că s-a întâmplat așa. Vinovat este însă că n-au știut să gestioneze. Bine, de ce la spitalul, ca să mă duc și către domnul senator Marinescu, către Marius, de ce la spitalele de stat o naștere tot femeie, tot cetățean român, tot contribuabil, se decontează tot copil, să presupunem un singur copil, se decontează la nivelul de 2500 de lei, adică 25 de milioane. De ce? Care este explicația ca să o înțeleagă românul? De ce românul care merge la privat, că nu are loc sau nu poate sau nu are timp statul sau nu va mai avea locuri și paturi necesare acoperirii tuturor nașterilor, de ce? Să înțeleagă și românul. De ce trebuie să dea din buzunar de la 2500 până la 9000, 6500, 65 de milioane în plus dacă vrea la privat? De ce? Că s-ar putea să ajungem, e părerea mea, Monica nu e de acord cu ea, ca într-un viitor nu foarte îndepărtat, sistemul spitalicesc de stat să se ducă în cap. Da, Monica? Care e diferența? Care e diferența? De ce decontează 2500 la stat? Iar aceeași operație la privat costă 90 de milioane, 4.000 de euro. Tudor, lasă-mă să spun, în principiu și în general, bineînțeles că ceea ce decontează statul, adică, mă rog, casa de asigurări la un spital de stat, este mult sub cât ar trebui să de ce, Monica? De ce? Ei au făcut întotdeauna așa. De ce se spune că sistemul este subfinanțat? Totdeauna n-au bani, totdeauna... Eu nu știu cum îi gestionează și ce fac cu ei. Problema este că, încă o dată, eu îți spun acum, noi primim pentru un caz rezolvat 1575 de lei. Deci, 1575 de lei. E incredibil. În situația în care operația, una de dezlipire de retină, de exemplu, și-am mai spus lucrul ăsta, costă 1000 de euro. E mult mai mult decât atâta. Atâta ne plătește pentru un caz rezolvat. Dacă noi ne-am luat după ceea ce finanțează statul, nu ar trebui să închidem spitalul în februarie. Ok. Marius. Întrebare. Cum vezi tu viitorul sistemului medical din România? Marius a avut nevoie de sistemul medical, după cum bine știți că am discutat în emisiunea noastră, în emisiunea mea și a lui atunci că era invitat la mine în emisiune, despre faptul că a trecut prin COVID. A trecut printr-o formă destul de delicată a acestei boli nenorocite, a acestui virus. Și are nevoie de analize periodice. Acum le face ca fiind om inclus în sistemul ăsta cu COVID-ul. Eu te întreb așa, Marius, și pe tine, și o să-mi răspundă și Monica. S-a dat o lege de către actuala conducere a Ministerului Sănătății că fiecare român poate face un set de analize de sânge. Cine m-a pus pe vol? Marinescu? Alo? Domnul Marinescu, m-ați spus pe hol și s-a auzit o superbă melodie în direct. Încercați să nu mai răspundeți la telefon în timp ce vorbim, că s-a auzit melodia telefonului dumneavoastră în emisiune. Vă întrebam, cum se va face, cum se vor... Nu mai este domnul Marinescu în emisiune? Cârcotașii au deja o jumătate de emisiune asigurată. Adică huidul e deja asigurat cu jumătate de emisiune. Monica. V-aud. Acum m-aude. M-auziți, domnul Marinescu? Da, v-aud. Mi-ați închis telefon, da. Nu v-am închis noi telefonul, ne-ați spus dumneavoastră pe hold și s-a auzit melodia telefonului dumneavoastră în direct, domnul senator. Nu v-am închis noi. Da, în sfârșit. Al lui Monica, ne scuzați, da. Nu e al dumneavoastră, era el. Haideți, mă, vă rog eu frumos, colegii, nu se poate bătaia asta de joc de emisiune. Nu pot să fac o emisiune în halul ăsta, vă rog mult. Iartă-mă, Marius, n-ai nicio vină. Tudor, vreau să spun... Alo, mă da, auzi? Te ascult. Da. Vreau să spun că doctorii și la stat și la privat sunt la fel de buni. Că am fost și la stat, am fost și la privat. Este o diferență, sigur că... între privat și stat. Eu mi-am făcut analizele, cum foarte bine știi, și au durat 10 zile, au durat până am făcut toate analizele, la inimă, la plămâni, la rinichi și așa mai departe, la ficat. De ce? Fiindcă sunt puține spitale și e foarte multă lume la spital. Am așteptat ca să fac o analiză, spre exemplu, la ficat, 2 zile. Am stat la rând, deși erau persoane care veneau și intrau în față, persoane publice. Eu am stat, cum bine ți-am spus,
Două zile, nu mi-a venit rândul într-o zi, în a doua zi eram a cincea persoană la coadă și au mai venit încă 6-7 persoane cu câte o asistentă de mână și intrau repede în față și asta este. Deci despre asta e vorba. La privat, când ai un telefon de program, este costă mult mai mult, că acum a devenit sănătatea un lux. Nu le-a convenit înainte de 90, toți eram egali, sănătatea era gratuită. De asta înseamnă democrație. Plătești mai mult, stai în față. Dai un ban și stai în față. Și asta am vrut, asta avem. Da, când ai stabilit o oră, te duci la ora respectivă, îți mai pune și o muzică, cu condițiile sunt altfel. Dar nu, problema, Marius, Monica, fiți atenți care e problema. Am mai spus-o și o repet. Foarte, foarte multe cabinete și laboratoare de prelevare a probelor de sânge și prelucrarea lor pentru acest set de analize despre care vorbește și Marius, care acum Guvernul României îl recomandă ca fiind măcar o dată pe an gratuit din partea Guvernului. Este un program foarte frumos. Este o profilaxie, să afli din timp cum stai cu sănătatea. Decontat de Casa de Sănătate Oameni Buni, nu se mai poate face aproape deloc la stat pentru că statul nu mai are laboratoare. Nu se mai pot face analize de sânge cum vrea Guvernul României în Republica România, pentru că ce să vezi? Spitalele care aveau, cum Marius spune foarte bine, toate spitalele României aveau capacitate de a lua probă de sânge și de a o prelucra, acum au rămas foarte puține, în schimb la spitalele private. Uite, dau dintr-una într-alta înainte să răspundă Monica și să răspundă Marius, oameni buni. Eu cunosc, n-am să-i dau numele nici spitalului, nici patronilor. Eu cunosc un spital, o rețea medicală privată în România, excepțională, condusă de o familie de români. Și soț și soția, ambii români. Nu e vorba aici de discriminare, nu. E vorba de repatrierea unor bani din sistemul de sănătate al țării ăsteia. De ce spun asta? Și de ce am marot asta? Cu care s-ar putea să nu fiți de acord nici voi, nici Monica, nici Marius? Pentru că una e să contribui la coșul de sănătate al țării, la Casa Națională, și banii să-i trimiți pentru o operație de cristalin la spitalul de ochi, alta e să-i trimiți la un spital privat cu patron din Republică, din Insule Baleare, ca să nu dau de-astea care sunt de adevăratele, și banii pleacă în Baleare cu patron, cu tot. N-am nimic cu el. Numai că spitalul de ochi nu se va putea moderniza. Nu se va putea ține în concurență cu ăla din Baleare niciodată. Indiferent că o să fiu acuzat că sunt nebun, că sunt fals patriot, că sunt patriotard, că sunt... Este exact cum vă spun eu. Ăsta-i trendul. Monica, acum te ascult, iartă-mă. Eu cred că ăla din Baleare nu o să fie pe nivelul nostru niciodată. Te rog să crezi lucrul ăsta. Deci problema e așa, câteva amendamente. În primul rând, domnul Marinescu spune că serviciile medicale sunt egale. Nu e adevărat, nu sunt egale. Și spun și de ce. De cele mai multe ori, și spun cu toată responsabilitatea și sper să nu se supere nimeni pe mine pentru asta, de cele mai multe ori la stat este mult mai sus actul medical decât la privat. În multe situații. Deci fără doar și poate. Realitatea. Fără în doar și poate. Deci în unele așa este și în cele mai multe. Și vreau să mai spun un lucru. Au o nerușinare unele clinici private și uite de ce spun asta. Pentru că după ce încasează banii de la pacient pentru consultația respectivă, trimit la noi pentru că n-au tot ce au nevoie, n-au aparatura pe care o avem noi, n-au multe lucruri și nici măcar medici foarte competenți, în afară de câteva vârfuri care categoric sunt deosebiți și ne înclinăm în fața lor, în rest lucrează de multe ori cu medici foarte tineri, fără experiență, pentru că bineînțeles că aceia nu au pretenții foarte mari financiare. Și încă o dată spun, ne trezim zilnic cu zeci de pacienți trimiși de la privat la noi după ce au plătit consultația să facă investigații. Inadmisibil așa ceva. Deci asta este un aspect. Da. Acum, în ceea ce privește analizele, spitalele n-au făcut niciodată analizele celor din afară. Spitalul și laboratoarele spitalelor sunt destinate pacienților internați, nu celor din afară. Cel din afară ar trebui să facă investigații paraclinice, deci analize, la policlinicile teritoriale. Acelea trebuie dotate cu laboratoare, nici într-un caz spitalele. Monica, zi-mi și mie, te rog frumos, uite, te rog eu. Nu mai am de spus. Monica, nu mai cunoști... am de spus un lucru, ascultă-mă puțin, rog, există clinici private care au contract cu statul, un contract finanțat, astfel încât
în primele zile, nu știu cât durează, o săptămână, două ale lunii, fac analize gratuit pe baza trimiterii de la medicul de familie. Foarte deci... adevărat, foarte adevărat. Monica, ascultă-mă un pic, te rog. Spune-mi o adresă de... Că tu cunoști bine Bucureștiul, mai bine ca mine. Mă refer la asta cu spitalele... O policlinică unde te duci ca român, după ce Câțu și cu ăștia ai lui au dat gratuitate pentru 20 de milioane, 18 milioane de români să-și facă o dată pană analize gratuite. Spune-mi și mie în București, care e policlinica la care trebuie să mergem? Păi sigur, foarte bine m-ai întrebat, dar nu pe mine trebuie să vă întreb, trebuie să întreb pe domnul Câțu. Păi nu, Câțu a zis așa, bă, ăștia sunt banii. Asta e lista de... Bine. Nu, stai puțin, Monica. Monica, da? El a zis un lucru care pare a fi occidental. Bă, frate, eu odată, atâta pot acum, odată pe an, guvernul dă prin Casa de Sănătate posibilitatea tuturor românilor... Nu, să... nu e premier, a mai fost odată treaba asta. Bun, ok. Cu domnul Nicolescu când eram... Eugen, bravo, a făcut-o... Eugen a făcut, așa dar nu s-au dus. Așa este, așa este, întrebare. Acum, românii... Nu mă duc la țară, nu mă duc în Vaslui, nu mă duc în Dolj, nu mă duc în Constanța, Tulcea sau Baia Mare, în București. Unde se vor duce 2,5 milioane de bucureșteni în frunte cu Marius Marinescu, care a trecut printr-un COVID cumplit și i-a salvat viața sistemul de stat, atenție! Lui i-a salvat viața acestui om, echipa de la Spitalul Militar, îi salut cu doamna general în frunte, șefa spitalului, mi-au salvat prietenul de la moarte. Atenție! Când eu spuneam aici anul trecut, în august, în septembrie, în octombrie, în noiembrie, că niciun spital privat, nici unul n-a salvat o viață de român bolnav de COVID în formă gravă, bă, s-a supărat lumea pe mine, primeam telefoane, amenințări cu CNA-ul, cu n-am de ce să mă amenințe, mă, și dacă mă duce la CNA, ce? Să vină ăia de la privat și să-mi arate o viață de om salvată în România de în timpul pandemiei. Uite, domne, pe Ghiță, de la cameră, l-am salvat noi. Mi-a murit coleg. Dumnezeu să-l odihnească pe Dănuț. L-a salvat cineva? Nu! S-a zbătut tot spitalul de stat să-i salveze viața, Monica. Asta e problema mea. E normal, dar asta e fără doar și poate așa. Păi și de ce atunci? Și atunci de ce mergem mai departe cu o politică pe care eu o numesc sănătate pentru cei cu bani? E foarte greu de răspuns la întrebarea asta, pentru că nu e benefic pentru oameni, categoric lucrul acesta, fără discuție. Și mai e o problemă. Își fac și unii... Deci, încă o dată, sunt clinici private, unele cu câte un nume, 2-3 nume deosebite și oamenii se duc acolo și se programează ala lor, sunt clinici private cu cabinete care sunt de 2 lei și pur și simplu își bat joc de oameni încasându-le sume. Bravo, după care trimit la noi, bravo, după cum vă spun că asta e realitatea. Bravo. Asta este realitatea și mie mi se pare altceva. Tudor, nu e nicio problemă, am înțeles, le depășește competența și aparatura, dar dă-i omului bani înapoi? Atunci ai dai înapoi suma pe care ți-a plătit-o din moment ce tu n-ai făcut niciun fel de certificat. Marius, tu ai auzit ce a spus doamna profesor, că s-a dus o prietenă de ei să nască la privați. Și doar pentru că Dumnezeu drăguțul i-a hărăzit-o pe femeia cu doi copii în loc de unul, i-a dat gemeni, a plătit de două ori prețul, deși, bă, a fost o singură femeie, nu pot să vorbesc că e ora nepotrivită, o singură femeie, un singur bisturiu, o singură feșe, adică... Tudor, dar stai puțin, pentru că mai e o problemă. Sigur că sunt doi copii de îngrijit, deci aia e tot prețul. Sigur că îngrijesc doi copii și era normal să fie ceva mai mult, dar nu dublu. Măi, fetiță, măi Monica, ne leagă o prietenie veche. Ce înseamnă îngrijirea unui nou născut? Mă, fată, ce înseamnă? Cum să nu? Ia zi, câte zile a stat prietena ta în spital? Două zile după naștere, deci 3 zile. Două zile? Doamne, iartă-mă, despre ce vorbim? Cum asta să-i ceri? Asta sunt prețurile, cine vrea să nască acolo... Monica dragă, cum să-i ceri unei femei 90 de milioane pentru că a stat două zile cu încă un nou născut lângă ea? 90, 200! Am uitat, 200 de milioane! Ia zi-mă, Marius, zi tu! Da, ce să spun, vezi, înainte de 90 erau în jur de 200 de mii de paturi. Acum sunt la jumătate, s-au închis 67 de spitale. Din păcate nu se mai investește mult în sănătate. Bugetul pentru sănătate e sub 5%. Și uite în ce situație am ajuns, că nu mai fac față spitalele, sunt supraaglomerate, spitalele de stat, și atunci trebuie să te duci la privat. Eu îți dau un exemplu concret.
Și vreau să mulțumesc pe această cale domnului doctor Bogdan Cârciumaru, domnului colonel de la Spitalul Militar, că a avut grijă nu numai de mine, dar toți bolnavii care... Da, fără doar și poate. Fără doar și poate... COVID. Fără... A fost o minune din partea Ministerului Sănătății și o minune ca asemenea medici. Dar, atenție, ce e foarte important, socrul meu a avut o problemă, s-a dus la spitalul de urgență și medicul șeful de secție a spus, dom'le, nu poți să-ți pui un stent aici, te programezi la o dată ulterioară, dar mergi la clinica mea privată. Și s-a dus la clinica lui privată și a spus că îl costă 7.000 de lei. A doua zi i-a spus soacră mei, nu te mai costă 7.000 de lei, te costă 13.000 de lei ca stai și dumneavoastră peste noapte aici. Deci cam asta este situația. Deci medici foarte buni sunt și la stat, nu peste tot, și la privat, fiindcă sunt mulți șefi de secție de la stat care au și clinică privată. M-a sunat vă opriți puțin ceva, domnul Marinescu, este totalmente ilegal și niciun fel de medic care are o funcție nu are voie să aibă privat. Asta este legea, că o încalcă toată lumea, e un lucru foarte rău. Deci, încă o dată, orice fel de personaj din sistemul de sănătate care are o funcție de conducere nu are voie să meargă la privat, nici măcar ca voluntar. Dumneavoastră știți mai bine ca mine, doamna doctor, că sunt foarte mulți medici în situația asta, foarte mulți. Sunt foarte buni, dar au și clinică privată și îți recomandă dacă vrei un serviciu. Dacă mai n-au funcție de răspundere, nu-i nimic, poți să aibă. Dacă nu sunt șef, dacă nu sunt director, atunci pot avea clinică privată, altfel nu. Bine, eu te întreb, ia stai puțin, Marius. Așteptam din partea celor care lucrează în domeniul sănătății și nu numai, că sunt tot felul de ONG. Marius. Să ridici această problemă și eu am ridicat-o de mult. Dom'le, ori stai numai la stat, dacă ai o funcție de conducere, ori... Opriți-vă, domnul senator. Așa, domnul senator, opriți-vă un pic. E momentul promo. Dacă se supără CNEAU, să mă cheme pe mine că sunt blat cu Monica Pop. Uite, te rog eu frumos, Monica Pop, spune tu în direct la emisiunea mea un nume de șef, dar medic adevărat, nu pistol de ăsta, nu pistol de apă, pistol cu apă pus politic, care nu are în privat la propriul cabinet sau nu are clinica lui. Zi-mi un medic bun pe care îl știi tu. Uite, Tudor, îți dau un exemplu la întâmplare și zi-mi numele. Care n-are privat. E la stat șef și n-are și la privat. Am spus Monica Pop. Lasă-mă la afară de tine, mă! De ce în afară de mine? Asta e prodomo. Nu, Monica, în afară de tine, zi-mi un medic recunoscut care are funcție de conducere în sistemul spitalicesc de stat, care nu are și treabă la privat. Zi-mi unul. Mircea Beuran, de exemplu, până deci șef de secție, n-a avut privat niciodată. S-a dus acum să lucreze în privat, că nu l-a lăsat la spital. Dar el n-a lucrat în privat niciodată. Ți-am dat un exemplu. Adrian Străinu Tercel. Ți-am dat un exemplu. Domnul Marinescu, de la Spitalul Balci, ți-am dat un exemplu. Și câte exemple vrei, Adrian, sunt destui care nu au. De acord. Ia zi, Marius, acum sincer, cum e să ajungi să lași de la guvern liber, nu să lași liber, doamne iartă-mă, să dai un pic din ceea ce ar trebui să dăm, că ar trebui să dăm mult, această posibilitate să faci analize medicale gratuite. Toți românii vor face analize gratuite odată pe an, din partea statului român. De fapt, pe banii noștri, nu pe banii lui Câțu, ca să ne înțelegem. Nu e un cadou de la guvern. Nu. E de la Casa de Sănătate, unde contribuim cu toții. Întrebare. Cum crezi tu că se vor duce banii ăștia, care sunt miliarde și miliarde, de vreme ce eficiență vor avea din punct de vedere economic, nu medical, de vreme ce ei se vor duce 90-80%, cine vrea să mă conteste să vină la emisiune, se vor duce la privat. Păi, Tudor, ar trebui să ne... Te rog. Te ascult. Da, ar trebui să ne uităm în spatele unor miniștri ai sănătății și să vedem ce grupuri de interese sunt. Ce grupuri de interese care doresc să distrugă sistemul de sănătate public și lumea să meargă să contribuie la cel privat. Din păcate, sănătatea noastră a ajuns o mare afacere pentru unii. Să vezi cât se scumpesc acum și asistența medicală la privat, fiindcă a crescut energia cu 10%, cresc gazele cu 20% și o să vezi că crește prețul la medicamente și la asistență privată. Nu, no, Marius, știi când va crește prețul la privat în mod dramatic? În momentul în care acea procedură medicală va fi aproape imposibil de făcut la stat pentru că s-a distrus spitalul respectiv. Exact. Dau un exemplu acum utopic și
cum să zic, ușor aberant să dea Dumnezeu și măicuța Domnului să n-a în gura spurcată. Dacă cineva își pune în cap, după Monica Pop, după cel care conduce acum spitalul de ochi, să-l facă praf, pentru că în România se vor construi 3-4 spitale cu specialitatea oftalmologie, credeți-mă, spitalul acesta pe care l-a condus 20 ceva de ani Monica, va fi făcut praf. Praf și pulbere. N-a putut să intre azi în direct Beatrice Mahler. O să discut cu ea. Am vorbit cu Beatrice, care conduce institutul ăsta și care este foc și pară. Azi era într-o discuție pe care n-am să o comentez în spațiu public. Știu unde a fost, știu cu ce scop. Dar este o tragedie. De ce? Pentru că institutul ăsta este fix ca spitalul unde lucrează Monica. Este unicat în România. Este cel mai mare institut de pneumoftiziologie al țării. Și dacă pe ăla îl faci praf, cancerul pulmonar, afecțiuni, TBC-ul și alte afecțiuni grave ale sistemului respirator vor fi tratate fix unde întreb eu. Că niciun alt spital nu poate, ferească Dumnezeu, prelua puhoiul de oameni bolnavi care intră pe, în fiecare zi pe poartă la nasta. M-ați înțeles, doamna profesor, unde se duce treaba? Da, dacă nu mai sunt obedienți directorii și au curajul să se lupte pentru dreptatea lor, atunci asta trebuie să facă și nu să asculte și să spună la televizoare ceea ce li se dictează. Asta niciodată. Dumneavoastră, când ați încercat să vă luptați cu ministrul, mai aveați puțin și vă duceați la pușcărie, doamna Pop. Când ați încercat să vă luptați cu un ministru, mai aveați un pic și vă lua DNA-ul de pe stradă. Vă lua DNA-ul de pe stradă. Uite că DNA-ul este cel care a considerat că ministrul nu a avut dreptate. Iar ministrul a făcut o porcărie pe care sper să o regrete toată viața lui. Nu numai mie, că întrebați-vă unde este doctorul, domnul profesor Burnei, câte mii de copii au fost văduviți de a avea o asistență medicală competentă în ortopediatrie pentru că există ministerul și așa mai departe. Așa că asta este și pe urmă tuturor mai există și sacrificiu. Asta este situația. Dacă voia să-mi dea în cap, asta este situația. A încercat, n-a reușit. Asta este. Dacă întrebare... fiecare moare de frică și începe, pentru că nu te supăra, e foarte clar că în pandemie, directori de spitale și șefi de spitale au vorbit clar politic, împotriva convingerilor lor medicale. Clar lucrul ăsta. Marius, te întreb așa. Da. Te întreb așa, ce vor face după părerea ta, care cunoști foarte bine sistemul spitalicesc comunist până în 89? Atenție! Faptul că Marinescu Marius invocă mereu perioada de dinainte poate părea nostalgie, neocomunism. No, nu, nici pe departe. Este un termen de comparație pe care trebuie să-l facem, dacă suntem sănătoși la cap și corecți cu noi și cu ăștia micii care nu știu ce a fost atunci. De ce? Pentru că de acolo trebuie să ai referențialul, cum se cheamă în fizică. De la 1 ianuarie 1990. Mă, ce sistem spitalicesc am preluat de la ăla împușcatul la Târgoviște și ce spitalicesc, ce sistem lăsăm ăstora care acum, precum nepoata Monicăi sau nepoata mea, vor avea, ferească Dumnezeu, nevoie de asistență medicală. Asta e problema. A, între timp a venit sistemul privat. Foarte bine. Este un lucru civilizat, european. E corect. Dar sistemul privat e pentru cei cu bani. Asta nu vrea să se discute în presa română? Asta nu vrea să se spună prostimii? Băi, e cu bani. E cu coplată. Vreți să vă spun că articolul pe care l-am acolo are detalii despre, văd eu acolo, traheostomii, despre strabism, despre o grămadă de boli. Cât costă la stat? Uitați-vă un pic. TCP-ul, tariful, cum se calculează, da? Ia ridică un pic, mai ridică un pic, un pic, încet, ridică, hop, hop, da? Pentru a obține tariful care se decontează de către casa de așa, TCP-ul, care este tariful pe caz ponderat, cu valoarea relativă a cazului, adică o îmbârligătură, nu pricepe decât o mână de oameni și se ajunge la... Pentru exemplu concret ales simulare Hot News, o naștere la privat, casa, mai ridică un pic, te rog, că m-am cocoșat. Casa Națională, aici, ia uitați-vă. Casa de asigurări decontează pentru o naștere pornind de la aproximativ 14.000 de lei. Bă, zici că naștem WC-ul, săraca femeie, adică nu pe un pat de spital și cu medicamente. Zici că naștem de bara. 14.000 de lei pentru o naștere normală, fără complicații, până la 3.400 pentru o naștere prin cezariană cu complicații grave. Știți ce înseamnă naștere, oameni buni, cu cezariană cu complicații grave? Se luptă pentru viața fătului și pentru viața mamei, echipe de specialiști. Am greșit cu ceva, Monica? Nu. Bun, mergem așa mai departe. Ei, da, imediat. La privat,
E de la 90.000, de la 9.000, adică 90 de milioane, până când la halucinanta sumă, eu nici nu credeam ce spune Monica, dar numai pentru faptul că știu că nu minte niciodată. 4.000 de euro. Păi frate, este vorba de aproape 4.000 de euro pentru un copil și pentru că a avut ghinionul, financiar vorbind, să aibă gemeni, a costat-o pe femeie 8.000 de euro. 8.000. Nu, știa dinainte. Păi nu e normal așa, bun. Am spus dinainte, dar e incredibil așa ceva, pentru că încoată. Sigur că sunt doi copii de îngrijit. Mă rog, de aspirat, de toaletat și așa, de hrănit. Da, mă, două zile să cureți mucusul din nas și să speli un copil. Ai, las-o, Doamne, iartă-mă, bine. Asta este, eu sunt perfect de acord. Dacă ei sunt de acord și dacă oamenii respectivi au fost de acord cu asta, pentru că li s-a spus dinainte. Asta este. Bine, Marius. Da. Tudor, dacă prietena doamnei doctor avea posibilitatea să ducă la un spital de stat cu o îngrijire foarte bună, că medicii sunt foarte buni, să nu aștepte nu știu cât la rând, sunt convins că se ducea la un spital de stat. Atenție! Spune doamna doctor pe bună dreptate, domnule, i-a cerut 4.000 de euro. Înainte de emisiune am vorbit cu un amic al meu care s-a operat de ficat. S-a dus la un anumit spital specializat în așa ceva și a spus că trebuie să meargă la privat ca să facă această operație, fiindcă altfel trebuie să aștepte foarte mult, că a fost COVID-ul, sunt tot felul de probleme. Știi cât l-a costat operația de ficat la privat? 10.000 de euro. Deci amicul ăsta al meu a avut posibilitatea... Ascultă-mă un pic, Marius, ascultă-mă un pic. Este foarte posibil că acea operație chiar să coste 10.000 de euro. Sunt prețuri europene, sunt prețuri mondiale, sunt prețuri pentru performanță, aparatură, dotare. Bă, dar eu te întreb altceva pe tine și poate am eu o marotă. De ce aceeași operație de ficat pentru care la privat a dat prietenul lui Marinescu 10.000 de euro, adică 500 de milioane de lei vechi, dacă o faci la un spital de stat, unde echipele medicale sunt alea cele mai bune din România, cele mai bune. Nu costă niciun leu. Exact. Nu că nu costă niciun leu. Cât îi decontează? Cât crezi tu că i-ar deconta dacă la stat dacă la privat e 10.000 de euro? Cam cât crezi că va deconta aceeași operație cu pacientul salvat să duci omul sănătos acasă la un spital de stat, Monica? Eu ți-am spus care e problema. În primul rând că intervențiile chirurgicale, știi, nu numai, deci tot ce există act medical la stat este subevaluat. Adică, eu ți-am mai spus, cred, într-o emisiune că, de exemplu, se plătește aceeași sumă pentru o traheostomie care salvează viața unui om, e o intervenție, cum să spun, extraordinară, care efectiv se salvează viața și o circumcizie. Știe toată lumea ce e aia? Aceeași preț, nu se poate așa ceva. Deci casa plătește același preț pentru această intervenție. Am dat un exemplu. Deci, încă o dată, la un spital se decontează caz rezolvat. Orice operație, că e mai grea, că e mai ușoară, primește aceeași sumă. Cred că Ministerul Sănătății ar trebui să reglementeze acest lucru. Bineînțeles, adică să aprecieze aceste intervenții la valoarea reală, să vadă cum se întâmplă și în Occident, să facă la fel. Că nu inventăm, numai că nu au posibilitatea materială să facă asta. Adică nu au așa de mulți bani. Pentru că realitatea este, domnul Marinescu, și am mai spus în emisiunea lui Tudor și mai spun, tot să mai spunem, realitatea este, încă o dată, că oamenii nu plătesc asigurări de sănătate și știți foarte bine. Nu știu dacă sunt 4 milioane de plătitori din 20. Hai să fim serioși atunci. Deci fiecare om nu știe cum să fraudeze statul, pentru că asta se întâmplă cu co-asigurații, ceea ce am discutat săptămâna trecută, de faptul că aici stă o persoană, soția, și e vânzătoare la un magazin și soțul lucrează în Germania la construcție, este coasigurat și vine aici și se operează pe coasigurare de operații foarte grele pentru care el nu plătește niciun ban. Deci el nu contribuie la sistemul de sănătate cu nimic. Și vreau să vă mai spun un lucru care mă înverșunează împotriva oricărui om care face așa ceva. În ce sens? Cei care nu plătesc asigurări de sănătate și care fraudează, pentru că legea în țara asta este să plătești asigurări de sănătate. Și dacă lucrezi și dacă nu lucrezi.
cei care nu plătesc nimic și nu contribuie cu absolut nimic la asigurare de la sistemul de sănătate din țara asta, când se îmbolnăvesc, vor la cel mai bun spital, la cel mai bun doctor. Așa se întâmplă de obicei. Și ei nu contribuie cu nimic. Și oamenii trebuie să știe că sistemul de sănătate costă și că dacă vrei sănătate la nivel înalt, cu aparatură cum trebuie, cu medici bine pregătiți, apoi trebuie să contribui la sistemul. Încă o dată vă spun, fraudează toată lumea. Știți foarte bine că unele din marile corporații nu plătesc nimic și nu numai. Sunt destule instituții care nu plătesc nimic la asigurări de sănătate. Nu-i normal așa ceva. Și asta trebuie reglementat. Întrebare. Ce a asigurat, domnule? Da, imediat, da, Marius, imediat vin la tine. Monica. Monica. Da. Eu am să spun, eu mi-asum ce spun, întotdeauna. Unul dintre cei mai mari medici, bravo, știu, de-aia suntem împreună în emisiune. Unul dintre cei mai mari medici în domeniul despre care vorbim azi, domeniul ăsta al ginecologiei, obstetricii, neonatologiei, este Peltecu. Un medic care se cheamă, un doctor care se cheamă Peltecu. Și care a făcut, cum s-a făcut în alte locuri, puține, a făcut un spital după chipul și asemănarea lui. Filantropia se cheamă. Absolut. Greșesc cu ceva? Nu numai că nu greșești, când eu am terminat spitalul de făcut 7 ani, a venit Gigi să mă întrebe dacă poate să intre puțin în sele de operație, să vadă și să facă și el. Și a făcut operă de artă. Întreba, bravo, absolut. Gigi Peltecu este Dumnezeul în București, absolut, pe ceea ce înseamnă ginecologie obstetrică, nașteri. Absolut. Întrebare! Întrebare, Monica, și pentru tine și pentru Marius. Păi ăluia când aduce un copil pe lume, echipa lui la Filantropia, și probabil că în toată țara e la fel, am dat exemplul ăsta că îl știu perfect. Acolo m-am dus și mi-am ținut primor în brațe nepoata. Acolo mi-a dat echipa lui Peltecu, nepoata mea să o țin în brațe la câteva minute după ce a ieșit din măsa. Ascultă-mă, lui îi se dau 1400, 2000, 2500 de... că e naștere normală, a fost o naștere normală. Da, o naștere, 1000, 2000 de lei. Bun. Ce face Peltecu cu decontarea de 2000 de lei și ce face concurentul lui în România cu decontarea de 2000 de lei plus încă 200-300 de milioane pe care, cu care vine de acasă mama sau soțul? Tudor, nu e așa. Ba așa e. Deci, nu e așa. Deci asta, în primul rând, ceea ce s-a întâmplat până acum, te referi numai la clinicile care au contract cu casa. Da, pe alea mă refer. Alea vor lua banii din sistem. Stai puțin. Da. Ascultă-mă un pic. Până acum, clinicile care aveau contract cu casa sau în clinicile private care aveau contract cu casa nu se plătea nimic decât confortul. Vrei singur în rezervă, plătești atâta, vrei nu știu ce, dar în rest nu se plătea nimic. Nimic. Așa. Acum, deci când o clinică are contract cu casa, de acum încolo va fi așa. Care e suma decontată la stat pentru o intervenție? 2000 de lei. Atâta. Bun, să zicem că e așa. Atunci plătește pacientul diferența pentru că clinica privată, deci spitalul e întreținut de stat, clinica privată și-o întreține singur. Absolut. Spitalul are aparatură cumpărată de stat, clinica privată și-o cumpără singur. Spitalul de stat are medici pregătiți din casa de asigurări, spitalul privat o plătește din încasări. Deci nu e de comparat, pentru că nu e de comparat. Eu nu țin cu privatizarea ferească, bine, Dumnezeu din cer, dar asta este realitatea și voi nu vă gândiți la asta. Deci privatul își întreține absolut amestecul. Bine, mulțumesc mult. De la tot. Mersi mult, Monica. Apoi pot să continuăm discuția. Ați văzut, nu o las, precum pitbull-ul. Am apucat subiectul ăsta, nu o las. Poate sunt pun drum greșit. Păi, okay. Nu, numai că trebuie să înțelegeți fenomenul, pentru da, că încă o dată, contract cu casa au foarte puține am clinici înțeles, private. Rămâneți... Cel mai multe n-au. Ok, Marius va rămâne cu mine. Monica, îi mulțumesc foarte mult. O să avem o oră a doua despre pâine, mâncare, pământuri și ce face România cu agricultura ei și mai ales cu uriașul dar pe care ni l-a dat Dumnezeu și de care ne batem joc. Terenul agricol. Revenim imediat.